la 402. Nu băga degetul în priză. Nu mai sunt un bebeluș. N-o să fiu acasă, iar tatăl tău lucrează până târziu, așa că vine doamna Berman. Bla, bla, bla. Nu te aud. De parcă aș vrea să te aud. Acum mă auzi? O ușă aproape închisă e ca și o ușă închisă. Nu se intră. Oh, dragul meu, nu ai nimic pe care să nu-l fi văzut. Iar dacă ar fi după mine, nu o să mai vezi niciodată. Cine crezi că ți-a schimbat scutecele și te-a dat cu cremă peste tot? M-am săturat de toate poveștile astea. Eu nu. Vreau să-mi amintesc tot ca să le scriu în cartea mea. Nu vreau să știu nimic despre asta. Nu este pentru tine, este pentru nepoții noștri, ca să știe totul despre noi. De aceea fac cursul ăsta în următoarele săptămâni, ca să învăț cum să scriu povestea familiei noastre. Să te scutez de ceva timp. Iată povestea. A fost odată ca niciodată o familie ciudată, cu excepția băiatului pe nume Jesse, care s-a înrolat în armată cât a putut de repede. Că a venit vorba. Vestita mătușă Josefina, al cărei nume-l porți, a avut o infecție urâtă în timp ce era sergent la aprovizionare în Vietnam. Oh, poate de aceea îți place să te joci cu avioanele când faci baie? Ah, trebuie să spun tuturor asta. Nu vreau bonă, nu vreau bonă, nu vreau bonă. Nici nu vreau să te aud. Oh, bună, doamnă Berman! Îmi pare bine să vă văd! Intrați! Dacă mai faci asta odată, vei sta închis în camera ta până împlinești 90 de ani! Să nu uiți să scrii în cartea ta felul în care m-ai torturat! Este vina mea! Te-am răsfățat! Sunt prea bună, prea drăguță! Bună? Ai răbdare, surioară! Și nu uita, nu bea lapte cu o jumătate de oră înainte de culcare. Face gaze. Iată numerele de urgență. Dacă se îmbolnăvește, sună-l pe doctorul Cooperman. Iar pe doctorul Belfer îl sună că-l dor urechile. Știu, știu, nu-ți amintești? Stau cu Jesse de când avea... Iar începe iritații de la scutece, operație de hernie de când eram gol pe plajă. Vroiam să spun din septembrie trecut. Oh. Și dacă trebuie să sun la ambulanță, poate că o să vrea niște bani. Așa că vei găsi 50 de dolari în buzunar. Nu vă faceți griji, nu o să se întâmple nimic rău. Duceți-vă la cursuri și vedeți-vă de treabă. Bine, mă duc. Este ultima bonă din oraș care a vrut să mai stea cu tine. Așa că, domnule, dacă faci vreo prostie, vei ajunge la reeducare. Vă rog să vă serviți cu plăcinta cu brânză. Ei, doamna Berman, ați auzit de bona criminală care a lucrat în cartier? Ai o imaginație foarte bogată. Sper că v-a plăcut plăcinta. A fost delicioasă. Eu am ajutat-o pe mama să o facă. Vreți să știți ce era în ea? Orice ar fi fost, era delicioasă. Vreți să-mi citiți o poveste? Nu poți să o citești singur. Oh, eu pot, șarpele meu nu poate. Șarpele tău. Jesse, ce ai făcut Bonnei? Nimic. Atunci cum de-a început să urle și mi-a trântit telefonul când am sunat-o? Alergie? A fost ultima din oraș care a mai avut bunăvoința să stea cu tine. Și nu ți s-a părut ciudat că a acceptat slujba asta? Sincer. O să lipsesc la cursul de diseară. Păcat, și vroiam să le povestesc tuturor cum ai căzut din copac la 3 ani. Ei, asta explică multe. Mai bine sun să mă învoiesc. Nu e nevoie. N-am nevoie de o bonă. Sunt foarte matur. Da, mă învoiesc. Nu, așteaptă. N-am nevoie de bonă. Sunt matur. Măcar n-am plâns. Nu deschide fereastra. Nu deschide ușa străinilor. Nu face prostii pe aici. Am înțeles, am înțeles. Și dacă sună cineva, nu le spune că ești singur acasă. Spune-le că mama ta doarme. Bine, bine, pleacă, hai de du-te. Hai, pleacă odată. Iar banii pentru ambulanță sunt... Însertar.
Și nu uita, nu-ți băga degetul în priză. No, ce păcat, ăsta era primul lucru pe care voiam să-l fac. Pupă pe mămica. Deschide ușa. Nu pot, mama mi-a spus să-mi deschid ușa străinilor. Și dacă nu pleci, sun la poliție. Fii atent. Libertate! Libertate! Sunt liber! Bunicii mei s-au căsătorit în Calcuta când aveau 13 ani. Părinților au aranjat nunta de când s-au născut și au avut 6 copii, iar căsnicia a durat 72 de ani. Ce drăguț! Au trăit fericiți 72 de ani! Cine a spus că erau fericiți sau urât din momentul în care au spus da? Wow, super! A plăcut, nu? Am și o verișoară. Nimeni nu voia să se căsătorească cu ea, așa că familia a căsătorit-o cu un copac. Ce chestie! Și câți copii au avut? Știam eu că trebuia să mă înscriu la cursul de box. Domnule Jackson, am și eu o poveste! Oh, perfect! Mi-a plăcut ce ne-ați povestit data trecută despre părinții dumneavoastră care au venit din Coreea pe o barcă. Ah, era vorba despre mine. Părinții mei au venit din Coreea. Ce chestie! Deci toți părinții voștri au venit în aceeași barcă din Coreea? Mă joc cu mingea în casă, mă joc cu mingea în casă. Aoleu, frate! Cine e acolo? Cine este? Mama e acasă? Pleacă! Mama nu e acasă! Adică nu e în bucătărie, e în pat. Doarme, cu o bâtă de baseball sub pernă. E foarte periculoasă. Bine, mă voi întoarce. Poți să-mi faci un serviciu? Spune-i domnului Jackson că trebuie să renunț la curs. Fiul meu refuză să stea singur acasă și nu găsesc o bonă. Serios? Fica ta este o bonă? E bona mea! E bona mea! Intră! Cum de nu ești în pijamale? Mami! Bună ziua, doamnă! Sunt noua bonă. La ce oră trebuie să-l culc pe ăsta micu? Nu va fi nevoie, pentru că mă voi sinucide. Tu ești bona? Ești atât de tânără. Nu fiți înșelată de înfățișarea mea tânără. Ochii ăștia au văzut destule. Lumea care ne înconjoară e foarte dură. Aha, serios? Ei, știu și eu. Ai experiență în domeniul ăsta? La vârsta ta? Dacă am experiență, sfinte zisoie. Îi știți pe gemenii Miller? Singura dată când Ronnie și Donnie și-au mâncat sfecla a fost când eram acolo. Și Susan Davidson, plângăcioasa aia care s-a dus la culcare la ora 7 fix fără să bea cele 9 pahare cu apă ca de obicei, iar părinții ei mi-au mulțumit că a fost patul uscat. Tu ai fost aceea? Doamna Davidson mi-a spus asta la supermarket. Sunt impresionată. Nu, nu ești, nu poți fi. Te rog, nu, nu. Se pare că avem un plângăcios aici. Stați liniștit, îl repar eu. Vezi tu, încă nu m-am hotărât dacă... Bun, am nevoie de o listă cu numerele de urgență. Îmi place să-l contactez pe doctorul Cooperman dacă nu e o problemă cu urechile, rinichii sau picioarele. Și am un aranjament special cu firma de ambulanțe Appleton, așa că nu e nevoie de bani în plus. Acum, ce fel de gustări îi permiteți băiețelului dumneavoastră să mănânce? Băiețel? Sunt de vârsta ta? Poate ca ani, dar ca experiență de viață, nu prea cred. Nu mă poți lăsa cu lunatica asta. Dar trebuie să plec la curs. Atunci am-o cu tine, mă ascund în geanta ta, numai să nu mă lași aici cu ea. Te rog, te rog mult. Mereu fac așa. O să-i distrag atenția cu acadea și dumneavoastră plecați repede, nu priviți înapoi. Bine, arată-i mătușii Poli camera ta. Am uitat să o întreb pe doamna McCoy dacă pot să-l pleznesc. Ce? Deși nu de stară adoptivă, întotdeauna o să-mi amintesc cu tristețe ziua în care mi-am părăsit țara iubită, Lituania. O trebuie să-mi iau la revedere de la mama și tata și de la toate rudele mele. Și poate cel mai greu a fost să-mi iau adio de la capra mea, Bubli.
dar n-a fost nevoie să-mi iau chiar un adio definitiv, pentru că mama a gătit-o și a mâncat-o în sandwich-uri pe tren. Tare poveste! Ce puneți pe capră? Ketchup? Maioneză? Sos de capră? Sos jos, sos jos, doamna periuță o să te curățe. Dacă știi cum să te speli, o să ai dința al puternici. Clătește și scuipă, clătește și scuipă, așa se face treabă cum trebuie. Bine, sunt gata de culcare. Dar ți-am spus că încă nu e timpul să te culci. Dar cu cât mă culc mai repede, cu atât o să vină mai repede ziua de mâine, când tu n-o să mai fii aici. Știi ceva? Când am început să fiu bună și copiii îmi spuneau lucruri ca astea, m-a durut. Dar acum știu de ce vă purtați așa. Pentru că mama a plecat. Dar îți promit că mami o să se întoarcă. E așa păcat că cei mici nu au noțiunea timpului. Ei bine, acest copil are și e timpul ca să-ți miști fundul ăla mare din camera mea. Nu înainte să-ți citesc o poveste. Fără povești. Oh, prefer să-ți cânt un cântec de leagăn? Poveste? Cântec de leagăn? Cuțit? O travă? Atunci o să-ți spun o poveste despre Lucci, locomotiva. Ia-mă, ia-mă acum. Și astfel, locomotiva Lucci s-a întors acasă și... Partea a doua o să o afli mâine, micuțul meu. Iar extratereștrii au evadat din închisoarea maimuțelor, iar când au ajuns la marginea orașului, au văzut niște... Ce se întâmplă aici? Te rog, promitem că nu o să afle nimeni că tu ești bona mea. O să mor de rușine. De ce? Nu e mare lucru. Ce dacă unii dintre noi sunt mai maturi decât alții care încă își suc degetul? Apropo, când te-am verificat aseară, te-am văzut. Lasă, 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 nu contează. Treaba e ca asta rămâne între noi, s-a înțeles? Bine, nu-ți face griji, bebelușule. Noi, bonele, depunem același jurământ de confidențialitate ca și preoții. Aha, aha, vorbesc serios. Spune-mi de ce caști? Nu se poate să fii obosit. Te-ai dus în pat așa de devreme. Știți, mama mea și mama ei fac același curs împreună. N-o să vă vină să credeți ce știu despre caprașniții. Vroiam să-ți spun că dacă îți faci toate temele în seara asta și te vei spăla după urechi, o să-ți spun povestea mea specială, lingura care putea să zboare. Lingura care putea să zboare? Oh, perfect! Ia stai puțin să înțeleg. Poveste pentru noapte, să te curezi după urechi, sună de parcă ea ar fi bona ta. Bona? Aiurea! Tu parcă aș avea nevoie de bună. Mă faci să râd în hohote. Hei, știu ce am auzit. Era aici și vorbea cu tine. Poate că îi se mișcau buzele, dar nu despre mine vorbea. Sunt sigur. Nu știi? Poli are un ochi defect. Părea că vorbește cu mine când de fapt vorbea cu... altcineva, cu... cu ea. Mai bine îți curăți urechile. Trebuie să plec. N-am niște treabă pentru adulți de rezolvat. Iar bunicul meu, Stanley, era patronul celui de-al treilea mare salon de bărbierii din Lupis Hill, Arkansas. Lupis Hill, Arkansas? Bunicul meu a fost patronul unui salon de bărbierii din Arkansas. A? Oh, da, așa e, asta e a ta, wow.
Ce ușurare, credeam că e viața mea. Poftim, dă-i drumul, citește-i clasei. Pe tot? Păi, sigur. Eu nu o să mai stau mult pe aici. Adică am un curs nou acum la școala de șoferi. Am o oră la dispoziție ca să învăț să conduc. Adios. Bunicii mei au fost prima familie de Lupin's Hill care au avut canalizare. Apoi anul următor, 1874, au economisit banii și au cumpărat-o. În ce problemă ați venit? Vreau să vorbesc cu doamna McCoy. Îmi pare rău, domnule, în acest moment, din păcate, nu este posibil. A, nu e acasă, nu? Mi-e teamă că nu e treaba dumneavoastră. Și ca să știți, fiecare fereastră a casei este conectată direct la secția de poliție. Nimeni nu calcă pe gazonul meu. L-ai ratat pe tipul din spatele? Te-a prins! Ah! Ți-ai pierdut mințile! Hai, mișcă! Și să-ți lași mintea ușor impresionabilă să fie expusă la acte de violență, nu sub supravegherea mea! Și acum, tinere domnie, timpul pentru lecții. Vreau să mă uit la televizor. Bine, bine, sunt o persoană rezonabilă. Așa este. Hai să găsim ceva potrivit la care să te uiți. Bine, o să mă uit la meciul de baseball. Nu bâte. Atunci este un spectacol de magie pe canalul 6. Mâna diavolului. Este ridicol. Apar n-am de ce te iau în serios. Pentru că eu sunt bona ta și sunt singura din oraș care și-a luat slujba asta. Și dacă aș scăpa de tine, atunci aș fi singura aici, în casa asta mare și plină de moștri. Așa că la ce ne uităm? Spune tu. La nimic, ți-ai epuizat timpul de televizor cu smiorcăieli. Întrebarea numărul 3. Pot să iau o gustare? Încă o dată, nu ți-am cerut o întrebare, ți-am cerut un răspuns. 1377 împărțit la 34. Mie-mi convine. Păi nu, asta e problema. Desigur, și ce ai de gând să faci în legătură cu asta? Am făcut asta la școală, Sfinte Sisoie, n-ai fost atent? Doamne, chiar mă doare capul! Desigur că n-ai fost atent! Vorbesc cu băiatul care a trișat la testul pentru ochi. Pot mânca o pizza? Fii atent la mine! 1377! Bine, bine, o să mă lămuresc. Dă-te mai încolo, miroși ca o capră. Mersi! Deci care e răspunsul? Nu știu. Bine, sunt o bonă de succes pentru că știu cum să mă port cu copiii. Vorbesc cu ei pe limba lor. Jesse, dacă erau 1377 de capete de extraterestri, dar numai 34 de trupuri, câte capete revin fiecărui extraterestru? 4,5. O să cer o mărire de salariu! Asta e răspunsul! Perfect! Și ca premiu, Bona o să-ți facă un milkshake! Fanii sportului, n-am mai văzut așa ceva! Unul dintre jucătorii îl aleargă pe celălalt cu bâta! Wow! Hei, Jesse, vrei să jucăm baseball? Oare de ce e ușa deschisă? Cine e acolo? Televizorul? Tică, nu ai voie să deschizi ușa străinilor! Polly? Ce caută aici? Eu sunt aici... Iubita mea! Ha? Cum? Jesse are o iubită. Și cum e iubițica Polly? Oh, da, este o nebunie. Știi, în țara mea, dacă îți pui mâna în jurul unei fete, trebuie să te căsătorești cu ea. Bine, spuneți ce aveți de spus. Necăjiți-mă cu Polly. Priviți porumbei. Nu sunt drăgălaș, Jesse și cu Polly stând într-un copac. Haide, știm că Polly nu e iubita ta. Pe bune?
Da, am crezut că o să râdem puțin. Glume, chestii. Nu mi-am închipuit niciodată că este iubita ta. Eu credeam că este doar bona ta. Acum să fii cu minte, altfel Polly o să te pleznească.